Salutare și bună dimineața! Salutare, Mircea! Am auzit că însoțești trupa Compact în turneul din Germania, da? Asta se va întâmpla începând de sâmbătă, un eveniment pe care probabil medieșenii deja îl cunosc. Noi cu cei de la Rocky 5 am făcut aici o emisiune live, am avut și un concert în august. Probabil tu încă nu erai... Încă nu eram venită. Încă nu erai venită. Și atunci se pregătea acest turneu cu cei de la Compact și Rocky 5 în Germania. Spune-ne cum se va desfășura turneul, spune-ne mai multe despre turneu. Cei de la Compact se întorc din Canada, sau mai bine zis s-au întors, pentru că au fost plecați de pe la jumătatea lui octombrie și au avut un turneu acolo. Au luat o scurtă pauză și acum probabil sunt într-un spre Germania. Ne întâlnim sâmbătă la Schoneich, e vorba de un eveniment caritabil, un eveniment organizat pentru fundația Peter Maffay. Peter Maffay, rockstarul din Germania, care a plecat din Brașov undeva la vârsta de 14 ani și-a împlinit visul, nu visul american, visul german, să devină rockstar și să lucreze cu cei de la Mama Conscience Row, adică acea casă de producție care pur și simplu l-a acaparat pe Michael Jackson și doar cu ei au făcut turnee, Marcel Avram fiind un alt român băgat în afacere. Și odată cu fundația Tabaluga, pentru că așa se numește, și niște medieșeni de anul trecut organizează anual aceste concerte de caritate. Banii strânși o să fie donați în acest an pentru copii cu dizabilități care o să locuiască într-un cămin și mai multe case de vacanță în Roadeș, în județul Brașov. Și anul trecut s-au strâns vreo 5.000 de euro. Acum avem din nou medieșeni care o să cânte acolo. Nu e prima dată când medieșenii demonstrează că se poate. Uite, ce trupe medieșene vor concerta la eveniment? O să fie un proiect de saș din Mediaș. L-am avut pe Uwe Pelger invitat și în august aici, chiar în acest studio. De asemenea, The Black Notes, trei tineri de această dată germani, dar care sunt instruiți de Erhard Hügel, un dintre membrii trupei Rocky 5 și Cripple Creek Band, una dintre trupele de tineri care acum e pe val, a luat chiar premiul pentru Landul Bavaria la muzică, e un fel de tinere talente și au fost chiar și felicitați de către Ministrul Culturii din Germania. Mai avem Strangers Band, care vin din zona München, dar sunt tot sași din Transilvania, și la final, cireașa de pe tort sâmbătă, este concertul Compact, care a fost ținut secret până în urmă cu câteva zile. Krista Jungwirth n-a vrut să dezvăluie surpriza, dar băieții de la Compact au fost trași de limbă de către niște jurnaliști din România și a apărut știrea deja că o să cânte sâmbătă la Schoneich. Deci nu vorbim aici de artiști wannabes, vorbim chiar de artiști în toată regula. Da, artiști care, uite, Compactul s-a întregit la media și asta în anii 80, când l-au cunoscut pe Paul Ciuci, care cânta la Telegraf. Lucrurile s-au întâmplat la un festival de rock din această cetate a Mediașului, unde cei de la Compact și Telegraf participau la festival. L-au văzut, l-au plăcut, l-au acaparat și de atunci istoria rock-ului continuă. Cei de la Rocky 5 sunt, iată, după un comeback de peste 25 de ani, pornesc în turneul care aduce muzica anilor 80 în Germania și două trupe, una de saș care a fost cap de afiș în zona rock-ului medieșan în anii 80, cu trupa la nivel național. Anul trecut, când discutam cu Krista despre evenimentul care a avut loc, mă refer la cel caritabil, spunea că pentru acest an și-ar dori un nume mai mare, un nume ca să tragă. Și i-am zis, bun, atunci ai vreo trei trupe, e vorba de Iris, Compact și Holograph. Dacă reușești cu o trupă din cele trei să faci un deal și un mini turneu în Germania, atunci lucrurile merg bine. Și Compact au spus da. Îmi amintesc un concert Compact de la Mediaș în care solistul a zis la un moment dat, o trupă care vă respectă este o trupă care o să cânte live tot timpul. Și mi-a rămas întipărită chestia asta în minte. Îi fac treabă de calitate și... Bă, oricum, muzica rock e doar live. Deci, dacă spui rock și faci playback, atunci te-ai descalificat. Și toată lumea atunci... Înseamnă că ți-ai dat singur cartonașul roșu, să folosim un termen sportiv. Mircea, noi îți dorim drum bun, te așteptăm cu multe informații și poze, oricum ținem legătura, da? Da, o să fie pozele puse pe conturile de Facebook,
săptămâna viitoare la Lentila de la Contact Lentila. O să ai ocazia să mixezi un interviu tocmai de acolo, de la Schoenach, cu cei de la Compact. Oricum, noi sâmbătă o să fim prezenți la un post de radio din Germania, la Radio Z, timp de o oră, de la ora 15 la ora 16, ora Germaniei. O să fie o emisiune dedicată acestui eveniment cu trupa Compact, după care pornim în turneu din data de 7, o să fie Köln, o să fie Fürth, Stuttgart și cam vreo două săptămâni românii și sașii din Germania se pot întâlni cu cei de la Compact și Rocky 5. Un prilej excelent! Mircea, noi îți mulțumim, rămâneți în continuare alături de Radio Ring!